Cosa nak? Făcut în direct astăzi cu voi, ia uitați. Bună seara, bună seara! Ia uitați cozonacul făcut astăzi cu voi în direct. Acesta este cozonacul, ia uitați. Încă nu s-a răcit, este încă cald. Așa arată. Am făcut unul lung și unul rotund. Ia uitați ce cozonac am făcut eu astăzi. Bun bunuț, cu miere, cu nucă și cu multe, multe, multe stafide și ciocolată. Așa arată cozonacul. Ingredientele sunt simple, nici nu trebuie să le scriem. Avem nevoie de 1 kg de făină. Așa, o să pun așa aici. 1 kg de făină. O făină pentru cozonac. Să fie uscățică, dacă e posibil. A mea nu este prea. Ia uitați. Când strângem, ar trebui să cadă. Vedeți? Trebuie să fie uscată, uscată, ca să fie bună. Așa. Avem 200 de smântână, 200 de lapte, 200 de miere, nu trebuie să scrieți nimic, 200 de unt. Mai avem nevoie de 5 gălbenușuri, așa, de aroma noastră de mandarine, pasta noastră care am făcut-o. Și este răcită. Și adăugăm cât este nevoie. Gustăm. O să avem nevoie cam de o linguriță de sare. 25 de grame de drojdie. Drojdie proaspătă. Și am mai adăugat și coajă de lămâie, ca să fie mai aromat. Puteți pune și rom, ce arome doriți. Și să începem. O să începem cu maiaua, să o facem la început. Și într-un vas o să punem drojdia noastră. O să rămâm așa aici. O să adăugăm un vârf de linguriță de miere. Așa. Cam 2-3 linguri de lapte, să topim aici drojdia noastră. Să sperăm că drojdia este bună și o să crească. Așa. Și o să adăugăm puțină făină. Tot așa, o lingură, două de făină. Facem plămădeala noastră. Ia, că s-a ieșit ca o cremă. O lăsăm, o dăm deoparte și începem să unim toate ingredientele. Într-un vas. Sau puteți pune chiar și pe masă. Eu anul trecut, acasă cu părinții mei, am pus toată făina pe masă și am făcut o fântână în mijloc. Și apoi am adăugat câte puțin, câte puțin ingredientele. Sau puteți pur și simplu într-un vas le adăugați pe toate și adăugați făina. Așa. Și o să punem. O să le punem pe toate, unul câte unul. O să adăugăm gălbenușurile cu mierea. Așa.
Amestecați bine toate ingredientele până se topește zahărul. Eu am mierea mea, este zahărisită. Și o amestecăm bine, bine până se topește. Adăugăm și smântâna. Eu le adaug pe toate și le amestec bine. Așa. Adaug și sarea. Așa. Adăugăm și coaja de lămâie. Puteți pune și aromă, esență de rom. Și acum, aroma noastră de pasta noastră de mandarini, o adăugăm treptat. Puțin câte puțin și gustăm. Eu am să adaug două lingurițe și apoi gustăm. Dacă credeți că încă nu este de ajuns de aromată, mai adăugăm puțin. Punem și puțin lapte. Avem câte 200 de grame din fiecare. Așa. Și începem. Începem să adăugăm făina. O să adăugăm așa puțin câte puțin. Între timp crește și mai iau. Așa. Am să gust aluatul să văd dacă este bun de aromat. Este bun, bun. Să mai adaug încă o linguriță. Și această pastă de mandarini o puteți adăuga și la cornulețe, și la checuri, la unde doriți, o conservați în frigider. Și acum amestecăm bine, 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 bine totul. Așa. Ia uitați maiaua noastră. Începe să facă bule. O mai lăsăm puțin. Între timp mai amestecăm aici. Așa. Adăugăm și restul de lapte. Așa. Mai adaug încă puțină făină. Deci ne-a mai rămas de pus untul și cu maiaua. Imediat o să adăugăm și maiaua. Am să mai gust un pic să văd aluatul cum este. Este aromat, este bun. Drojdia.
să punem toată maia aici. Și acum amestecăm. Imediat o să-l punem pe masă cu zonacul. Ia să vedem untul. Vedeți, untul este la temperatura camerei. Îl adăugăm așa în aluat. 200 de grame de unt. Așa. Și amestecăm. Am să-l pun pe masă. Am să-l pun pe masă ca să lucrez mai bine. Acum o să începem. Să incorporăm bine făina și untul. Este un aluat care nu trebuie foarte mult lucrat, pentru că îl dăm la frigider imediat după ce terminăm. Îl lăsăm mai întâi să crească și după aceea îl dăm la frigider. Așa. Încă se simte untul în interior. Îl puteți pune și tu un pic topit untul. Untul nu se mai simte. Aluatul este aproape gata. Nu trebuie frământat prea mult. Doar atât cât intră făina în compoziția cu ouă, cu tot ce am pus noi. Și ați văzut, este foarte ușor de reținut. Am încercat să fac o rețetă foarte ușoară și să știți că este foarte bună. Așa. Vedeți, a intrat toată făina. Așa. Și aluatul nostru este gata. Ia uitați. Eu acum îl pun într-un vas. Mi-am pregătit deja un vas. Îl puteți unge cu puțin unt. Aluatul este gata. Deci în momentul când nu se mai simte untul și sunt toate bine, bine, bine amestecate, punem în vas, ia uitați, acoperim cu folie, îl crească puțin
și după aceea îl dăm la frigider până mâine dimineață. Pentru umplutură o să avem nevoie de 250 de grame de stafide. Ia uitați, eu am pus și mai mari și mai mici. Puteți pune și rahat. Eu le fac cu stafide, îmi place mai mult cu stafide. Așa. 100 de grame de nucă măcinată. Așa să se vadă. 100 de grame de ciocolată. Lapte fierbinte. Până așa aici, să se vadă. 30 de grame de cacao. Și esență de rom. Eu am două fiole de esență de rom. Ciocolata o fac bucățele, bucățele. Așa. Am nucă. La 100 de grame de nucă, punem 100 de mililitri de lapte fierbinte. Și amestecăm. Așa. Eu nu-l fac cu agușul la această rețetă. Cam așa vine. Și acum adăugăm toate ingredientele. Crema este foarte umplutură. Este foarte simplă. Adaug cacao. 100 de 30 de grame de cacao. Pun și esența de rom. Am pus două fiole. Și amestecăm bine cacaua cu nuca, cu laptele. Laptele eu îl pun fierbinte. Să fie fierbinte laptele. Așa. Și acum adăugăm ciocolata. Și stafidele. Să vedem dacă ne încape. Așa, și amestecăm bine umplutura. Așa. Și le adăugăm pe toate. În loc de stafide puteți pune rahat, dacă vă place rahatul. Eu pun stafide. Și nu le pun în, pun esența aici, în compoziție. Nu le pun cu esența sau nu le pun în sirop sau în apă să se înmoaie. Le pun așa. Așa. Aceasta este umplutura. Amestecăm așa bine totul. Pește, manotul de cozonac. Aici avem umplutura noastră. Am să presor puțină făinuță pe masă. Eu acesta fac cu făină, întind. Așa. Și am să pun coroana aluată. Să vedem cum a ieșit. Ia, vedeți cum este? Ia uitați cozonacul aluatul. L-am scos dimineață, în jur de ora 6. Numai că el trebuie să stea să se încălzească la tep, fiindcă el nu are temperatura camerii să crească. Durează. Așa. Trebuie să fie călduț, să fie la temperatură. Aici avem
crema noastră, eu v-ați întărit. Dacă e nevoie să o faceți mai moale, puteți pune încă puțin lapte. Așa. Așa. Și cu sucitorul am să întind. Dacă este nevoie, puneți puțină făină pe masa de lucru. Să-mi fac loc aici, să mă pot. Așa. Aceasta este umplutura noastră. Și umplutura, gustați, dacă o vreți mai dulce, mai adăugați, zahăr. Crema este plină de stafide, de ciocolată. Așa, încerc să o împart. Am pus stafidele foarte, foarte mari. Și bucăți mari de ciocolată. Așa, să punem și pe margine, așa aici. Așa. Și întoarcem. Închidem puțin la capete, așa. Unul este gata. Vedeți? Așa, să-l facem pe celălalt. Unul o parte, ca să împletim. Se vede, nu? Așa. În loc de stafide puteți pune și rahat. Mie îmi place cu stafide foarte mult. Și umplutura puteți o faceți cu și cu albușuri, cu așa. Și acum întoarcem.
este gata. Unul este gata. O să-l lăsăm la crescut. Apoi o să lungem cu galbenuș de ou și cu puțin lapte. Să-l facem și pe al doilea. Eu am făcut-o mai groasă umplutura. Puteți adăuga încă puțin lapte. Așa. Și acesta am să-l pun aici. Ia uitați-l. Așa. Și ne-au ieșit doi cozonăcei. Îi lăsăm la crescut pe amândoi. Și o să-i decorăm. O să-i decorăm. Eu de data aceasta am să decorez cu zahăr granulat. Am revenit cu cozonacii, avem un gălbenuș, puțin lapte, zahăr granulat, un penson și acum o să ungem cozonacii. Peste gălbenuș o să punem puțin lapte, cam o lingură. Și amestecăm, vedeți? Amestecăm așa bine. Am amestecat și acum ungem. Ungem bine cozonacii cu gălbenuș. Așa. Cu gălbenuș și cu lapte. Îi dăm la cuptor primele 10 minute la 200 de grade și apoi scădem la 180. În altre 45-40, controlăm 50 de minute. Controlăm cu o scobitoare să vedem dacă s-au făcut. Ungem bine, bine. Așa.
Așa, i-am uns bine. Și acum, cu aceste forme, vedeți? Forme de steluță. I-am să le pun deasupra și o să decorăm. O să decorăm cu zahăr granulat. Și am să încep de aici. Ia uite, am să pun o steluță. Și am să pun în interior. Așa. Și acum aici. Îi dăm la cuptor pe amândoi la 200 de grade 10 minute și apoi încă vreo 40 minute. O minunăție de cozonaci. Acum să tăiem, să vedem cum sunt și în interior. Așa. Și ia să vedem. Cum arată în interior. Foș pe foș. Cozonaci cu multe stafide de data aceasta. Uitați cum arată. Acesta este cozonacul. Eu vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Am să las rețeta, vă aștept și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Acolo găsiți foarte multe rețete de cozonaci, de nuci, de caise, de paleuri. Te pup, Mihaela! Pupici! De piersici, checuri, foarte multe, peste 500, la alegere. Cozonac. Cozonac făcut în direct astăzi. Vă pup dulce pe toți. Ia uitați-l. Așa arată cozonacul făcut astăzi. A durat ceva. Ia uitați. Îl las să se răcească și după aceea am să tai felii, să vă arăt și feliuțele cum sunt. Cozonacel. Miroase așa de frumos. Vă pup dulce pe toți, vă doresc multă, multă sănătate și o să ne vedem cu următoarea rețetă. Am să scriu și în comentarii toate ingredientele. Cine dorește să-l încerce, așa o să iasă. Ia uitați-l. Cozonacul. Vă pup dulce, o seară frumoasă tuturor, multă, multă sănătate și la revedere! Și vă îmbrățișez pe toți. Așa vă îmbrățișez. Ia uitați. Pupici și multă, multă sănătate tuturor. La revedere, o seară frumoasă. Și ne vedem mâine să vă arăt cum arată tăiat în interior.